își face treaba sau nu, vom vedea după ce ei ne vor prezenta, bazându-ne pe acest raport pe care dumneavoastră o să-l aduceți și la cunoștința lor și bineînțeles și prin mass media ei află de acest și bineînțeles că probabil chiar știu situația pe real, să-și exprime punctul de vedere și să ia decizii în consecință prin vot. Așa este legal, așa prevede legea. Fără a aștepta neapărat o decizie din partea noastră. Neapărat trebuie din partea Consiliului. Asta e altceva. Vreau să vă răspund punctual. Să vă răspund la, de exemplu, recuperarea de debite. Dumneavoastră, pentru că nu ați fost în comisia de analiză, nu știți că ei nu au bani azi nici taxe de timbru. Ce vă să vă răspund chiar acum și e ultima taxă în voie. Adică vă spun fără microfon. În momentul în care această societate ar fi în insolvență, nu ar mai exista costuri cu taxă de timbru. Și nu vreau, vă rog, să vă citiți legea 85 și să vedeți exact că nu se percep taxe de timbru pentru așa ceva. Nu vă mai răspund. Eu consider că dumneavoastră, prin raportul dumneavoastră, ați înțeles exact cum stau lucrurile. Citiți dumneavoastră legea 85 și cine mai este curios, la fel. Haideți să continuăm. Asta e la dumneavoastră? Avem nevoie. Vă rog, răspundeți, domnule. De un obiect de activitate pentru a avea bani de plătit bar în taxe de timbru. Vreau să vă aduc la cunoștință că în cursul anului trecut s-au plătit taxe de timbru în jur de 200.000 de lei. Sau, să zicem, 2.000 de lei. Cu care s-au recuperat... Cât s-au recuperat, domnule director? În jur de 20 de miliarde. Da. 2,5 milioane. Deci cu... deci neapărat trebuie să plătiți taxele astea de timp. Nu avem cum. Mai departe, cât privește investițiile, este clar. Deci societatea nu poate să facă investiții, pentru că dânsa are serviciu delegat. Patrimoniul este al nostru, nu este al ei. Deci investițiile va trebui să le facă tot Consiliul Local. De asta trebuie să ne gândim foarte bine unde, ce și cum investim. Și referitor la parcări, mă bucur că doamna viceprimar este conștientă de acest aspect, că nu avem cum altfel. Să începem de undeva, respectiv, în zonele aglomerate, să se amenajeze parcările, să pună niște parcometre și din banii care se încasează, o parte se ducă iarăși în, se reinvestească în celelalte parcări. Și se răstogolească mereu așa, ca să ajungem până la... Cât despre inventar, o să-l rog pe domnul director să ne prezinte situația exactă cu inventarul. Pentru că au fost și multe dificultăți, au și spus, deci, în momentul în care s-a delegat serviciul la APA Vital, au plecat angajați care aveau inventar pe ei, vă dau exemplu, Acometru. Deci s-au semnat fișele de lichidare, Apometrul nu putea să duc să le ia din cămin. Ci cum să ia apometrul de acolo? Și lasă fără? Serviciu de... Și ei au rămas pe inventar, la ora actuală, cred că în jur de 11 sau 13 miliarde. Ca cifră, să zicem așa. M-am referit la metrologie. Metrologia, domnul Pisecaru a vândut standul de verificat apometrie și a rezolvat problema. Da. Consiliul de administrație, încă o dată. Deci Consiliul de administrație se subordonează Consiliul Local. Noi suntem actuali, cred că noi trebuie să hotărâm. Ei au bani și eu răspund? Ce vreți să spun? Despre cine? Da. Păi da, asta este adevărul. Păi atunci am zis că sunt și noi Consiliul de administrație, dar eu nu am timpul necesar. Dar nu ne putem zice mai bine. Asumați chestii, este de asumat. De raport. Astea la domnul Ana? Da. Vă rog, domnul Pălașu. Da. Deci, la ce se... Cred că doamna secretar se referea la noi, cei de la... care a făcut raport la ecosalubritate, că ne-am depășit atribuții. Nu cred că ne-am depășit atribuții. Orice se zicea la România, mai mult un consilier local, trebuie să se sezeze organe de anchetă atunci când consideră că s-a comis o ilegalitate. Nu poți să acopăr. Că nu poți să acopăr așa ceva. Și dacă la raport, eu așa sunt eu mai curios, pentru domnul director. Am văzut că aveți 11 salariați și un fond de salarii de 500.000 pe an. M-ar interesa și mine să văd cât e salariul la o societate fără obiect de activitate.
Și apoi aș vrea să știu, am văzut din raport că s-au prescris foarte multe datorii. Ați întrebit vreo acțiune de tragere la răspundere a celor care au lăsat prin inacțiune să se prescrie acele datorii de stanțe? Da. Salariile sunt pentru 11 angajați și pentru 15 angajați de administrație. Ele sunt cu 43 de lei cu salariul mediu cu economie. Să nu vă așteptați să fie niște salarii mari. În schimb, este foarte greu să un personal care trebuie să facă foarte multe activități, să fie și economist, să fie și mai mult de atât, cum v-am spus și odată de putere, oamenii încearcă să-și dau diferite pentru că dau seama că societatea nu are timpă, iar lucrând de pentru a putere, o să fie o problemă foarte mare. Unii personal e foarte, foarte greu și în momentul de față nu stăpânesc situația exactă a firmei. Este o firmă care are o istorie foarte mare în spate. S-au întâmplat tot felul de chestii și mai bune și mai rele au fost din acela până mai la investiții aici, care ce trebuie să ce ne înseamnă. Oricât de mult am vrut să mă implic în identificarea problemelor de acolo, deci ar trebui la un moment dat să iau de bun și ca foarte mult din fondul și area Napoli, pentru că nu mai cum să și astea sunt referitor la prescrierea sumelor, așa cum v-am spus și în ședința anterioară. Deci niște sume sunt prescrise doar în momentul în care îi pot avea și o instanță de ce parte sumele sunt prescrise. Acum, la sfârșit de an, am să vă prezint un raport critic cu o situație exactă, ceea ce aveți dumneavoastră acolo, era la luna septembrie și am făcut niște astea. Vreau să vă prezint o situație exactă și un raport politic, economic, un raport de activitate și am vrut că sunt în Consiliul de Administrație să se facă. Am transmis întotdeauna Consiliului de Administrație solicitările dumneavoastră, cum mai mult de atât chiar nu pot să fac, pentru că ei sunt forul meu de la nu pot să dau dispoziții. Dacă dumneavoastră aveți altceva, să obțineți, să spuneți în comunicație. Poate bine să-i invitați și pe cei când sunt altfel și ce sunt astfel de ședințe. În rest, când am fost de vreo la viitoare, când trebuie să poate să duce tot ce este. Domnul Calan, ce spuneți dumneavoastră, este foarte corect. Sunt într-o societate care este în subordinea care are acționatului municipiul Pașcani, nu poate să desfășoare servicii utilități publice. Dacă ținem bine în minte, chiar înainte de iulie 2015, cu două luni înainte, când se punea problema să retragă delegarea pentru serviciul de recurare, am făcut propuneri Consiliului de Administrație, am identificat celelalte servicii de utilități care mai sunt criterii, cu majoritatea sunt ocupate și termodutare, am măturat o gospodăria comunală. Dar am identificat specialii care mai sunt libere și disponibile. Le-am propus Consiliului de Administrație și asta a fost. Eu nu pot să desfășor nicio abilitate dacă nu este delegată. Într-adevăr, au rămas niște utilaje la prezervala. Era o mancara care era de tonaj foarte mare și nu se închiria mai mult de 10 ori pe an. Iar în momentul în care trebuia participare, mă costa mai multe civilizare decât banii care obțineam pe din chiliere. În rest, erau niște utilaje care lucrau în stația de evorare la gunoi, care consumau 40 de litri de motori, numai ca să scurtea, din curtea toată. Ele nu puteau fi valorificate decât ca pierde în
Mulțumesc, domnule. Vă rog, domnule Bogdan. Dacă am înțeles bine, domnul director. Vreau să vă raportați la salariul mediu brut pe țară, da? Nu vă raportați la salariul mediu din oraș. Salariul mediu brut pe țară e jur de 3.000 de lei. Să înțeleg că salariile medii la dumneavoastră sunt cu 400 de lei mai puțin, în jur de 2.600-2.700. Credeți-mă, pentru mine, având în vedere situația economică a orașului, e un salariu mare. E un salariu mare. Să ai 2.500 de lei la o societate fără obiect de activitate. Domnul Bogdan, așa este. Dar gândiți-vă că nu, eu nu am nici mărturători acolo, nici mărturători, deci nu am nici mărturători superioare. Dar și primarii sunt la mărturători, domnul. Vă rog, lăsați-l să răspundă pe domnul director. Păi, sunt 2 griji, 3 economii. Deci nu poți să stă cine se desfășoară, cine se face procese, cine se desfășoară de activitate. Deci este un singur maznic care lucrează noapte de noapte, 300 de lei. Ați reușit să plătiți din banii recuperați, ați reușit să plătiți vreo datorie sau nu mai salariu? Deci din banii am reușit, am plătit datorii, am plătit redevență la primărie, din banii recuperați, de redevență, fiind că copesc, moștenit, am facem compensare luna aceasta cu 1.300.000 redevența moștenită, da? Am plătit taxe din timpul țării, din banii care nu vă spune, iau înapoi, dar iau în timp când scârșim procesele, am reușit salariile și topașul la sursă, și am mai plătit din datorii care erau la timp de mici tot procesul de 5.500 de lei. Dacă mai sunt? Din numerar, vreau să vă spun că întotdeauna am luat din numerar o pozitiv. Deci nu am avut probleme. Mai avem din casa bani. Știți foarte bine, colegul și meu de suferință, domnul director, ar trebui să mai iau acum de 400-500 de lei, cred că mai sunt așa. Deci n-am putut, 400. Deci dacă trimit un executor acum, deci rămâne orașul fără căldură și fără apă. Deci, pe de o parte, nu am bani să-mi plătesc taxe de timbru, pe de altă parte, trebuie să înțeleg și cu dumneavoastră că creează o problemă în oraș. Mulțumim, domnul director. Dacă mai sunt întrebări, un minut, mă rog, domnul. M-am uitat pe raport, chiar m-am uitat să văd și concluzia ați ajuns. N-am văzut nicăieri să scrieți. Care e motivul pentru care a ajuns societatea SGP Reservata și DAC-ul dinainte să aibă atâtea datorii? Care e motivul? Vă spun un simplu. Vă rog. În cauza că este un serviciu social. De asta. Deci jumătate, cred că, ca și la salubritate, deci nu plăteau apă. E, ajungând la... Este, dacă vă uitați și la... și analizați un pic... Deci scrie foarte clar, încasările se făceau la 400 de zile. Da, mai este. Deci asta trebuie să vă dea de gândit, că nu este normal, dumneavoastră, nu puteți face o afacere, prestez alt serviciu și încasez banii peste un an și... Asta o dată. Doi. Gândiți-vă că ați văzut de acolo. Care se prescriau, erau peste 1080 de zile, da? 20 de miliarde pe an, da? Deci aia se prescriau. Primul, nu mai avea rost să-i mai dai. Dar motivul care? Motivul e așa, nu se plăteau, nu se plăteau facturile. Nu înțeles întrebarea. Nici societăți, nici persoane, se lucra la cost, deci prețul apei era sub costul de producție. Da. Și era, nu, prețul apei era prea mare. Nu. Prețul apei era sub costul de producție, dar știți. Real? Real, da. Real. Adică cât consuma cu un metru cub de apă, DAC sau Preservapa, casa la tucă, sunt ducă din casă, sunt ducă la epurare, era mai mic. Da. Deci noi plăteam mai puțin decât costa apa. Mai plăteam mai mult. Nu, mai puțin. Atât înțeles. Da, dar vă rog. Domnul Olariu, haideți. Motivul e ăsta, nu e ala. Eu nu se plăteam facturile și plăcerea mai mult dintre pe el. Gata. Dacă ați... Tu ați spus analiză, vrea scris de grupe alba acolo, că așa era. Nu ne-am mulțumit așa. Domnilor, haideți să ascultăm pe rând, da? Domnul Olariu, vă rog. Eu cred că domnul Toma nu a pus întrebarea cui trebuie. Nu mai aproape aș fost domnul primar. Dar am fost. Eu vă pun la viceprimar a fost și colegiul foștii dumneavoastră, colegi care a fost în Consiliu, care au susținut și domnul Secaru și așa mai departe. Nu ne facem acum, stăm să povestim. Sunteți o comisie de analiză. Vreau să spuneți de ce s-a ajuns la situația asta. Nu știți prea bine. Și uite, vă știu foarte bine. Dar lui chiar afirmat că știți și vorba. Despre ce vorbim. Haideți, domnul. Bine. Vă mulțumesc, domnul Olariu. Mai sunt întrebări?
Dacă nu trec la următorul raport, 20, raport de analiză al activității reale și cele poate. Să tragem niște concluzii. Mi-ați prezentat toate soluțiile, am avut părerile colegilor. Și zic, s-au discutat intens raportul dumneavoastră. Domnul, vă rog să ne abținem la cuvinte. 20. Raport de analiză al activității realizele Pașcani, Comisia de Analiză înființată prin HCL numărul 159 din 2016. Raportor, consilier, Fidilie Mare, Nicolae, Râsnic, Andrei Mare, Spiridon, Mihaela, Ilea. Vă rog, domnule Mare, consilier. Da. Având în vedere că deja s-a discutat foarte mult pe marginea celorlalte două societăți, acum am ajuns și la regie. Problemele regiei sunt cu preponderență cele legate de datoriile istorice care s-au acumulat în timp și cu, să zicem, procesele pe care le au cu cei de la ANAF, cu sumele pe care nu le-au încasat de-a lungul timpului de la populație și de la agenții economici. Alte probleme ar fi lipsa de rentabilitate a producției și furnizării de energie termică, cu faptul că la momentul ăsta, din păcate, nu au licență pentru furnizarea energiei termice, cu faptul că pe partea de transport au un parc auto învechit și care, să spunem că ar fi musai necesar să fie înrenuit și aici, cu toate că este, autobuzele sunt vechi, modul de întreținere este, să spunem, destul de rudimentar, se face profit, deci dacă, să spunem că s-ar putea moderniza acest parc auto, având mijloace auto moderne, cu Euro 3 sau Euro 4, consumul fiind mult mai redus, să spunem, frecvența reparațiilor mult mai redusă, atunci cu siguranță că serviciul de transport în comun din Pașcani ar fi mult mai rentabil și ar aduce probabil, măcar ar dubla profitul anual, adică s-ar duce undeva spre 1,5 miliarde de profit anual. Bun. Revin la, să spunem, impedimentele care sunt la momentul ăsta în mare, în funcționarea societății, și anume datoriile. Baza, cea mai mare a datoriilor, o constituie datoriile către ANAF. Acolo e, să spunem, marea problemă. Ar mai fi un sold destul de mărișor, de circa 1 milion de lei, către E.ON și cei 450.000 către Reservapa, plus încă câteva datorii, dar care nu împiedică societatea, către alți agenții economici. Ele, cifrele detaliate, le găsiți în raport, nu mai stau acum să le citesc pe toate. Cine e interesat, se poate uita în raport și poate vedea exact ce înseamnă quantumul lor. Am făcut vizite atât în spațiile de la RGCL, unde am constatat că sunt sunt câteva mijloace fixe care pot fi, să spunem, vândute sau valorificate în așa fel încât să mai producă anumite economii. Și aici vorbim de anumite piese auto care sunt pe stoc de pe vremea când atelierul de reparații funcționa la o capacitate mult mai mare și care pot fi valorificate. Discutăm de o parte de țevi și alte lucruri care au rămas de la investiția cu Banca Europeană și care la fel pot fi valorificate, având în vedere că ele nu pot fi valorificate în forma lor actuală,
Am scuzat, eu nu sunt un inginer și când e bine de, vorba de lucruri de genul ăsta, nu sunt foarte bine pregătit. Dar ideea este că sunt lucruri care pot fi revalorificate. Acum, un alt capitol, un alt departament care, să spunem că merge binișor și care poate aduce pe viitor și profituri mai mari, este cel de managerirea spațiilor locative sau întreținere clădiri. Da? Managerirea spațiilor locative înseamnă întreținere clădiri. Și instalatori. Aici nevoia este destul de mare în oraș și cred că cu un minim de investiții în dotarea acestui serviciu se poate fi rentabilizat pe viitor. Pe partea de termie, unde să spunem că e obiectul principal de activitate și în viitor trebuie luată o decizie probabil la nivelul Consiliului Local. Ce vom dori să facem cu acest lucru? Adică, putem să spunem că într-o perioadă de 5-10 ani să închidem controlat tot ce înseamnă producție și distribuție de agent termic, sau putem veni cu investiții și să facem un plan astfel încât să readucem populația către sistemul centralizat, prin creșterea calității acestui serviciu. Asta va fi o decizie care probabil va trebui luată în Consiliul Local, pentru că aici e forul reprezentativ al orașului Pașcani. Și aici, pe partea de energie, indiferent de situația pe care o vom alege, sunt câteva lucruri care considerăm că trebuie făcute. De la, să spunem, rentabilizarea producției prin repornirea stației de cogenerare și vânzarea curentului electric rezultat, la punerea în funcțiune de ele de recirculare, la cum să spunem, punerea împreună la mai multor scări, astfel încât centralele să nu mai producă doar pentru 4 apartamente într-o scară, de exemplu. Și costul crește foarte mult. Astea ar fi, să spunem pe scurt, câteva lucruri. Noi în raport am detaliat pe fiecare obiect de activitate măsurile, propunerile, ce am găsit, ce am constatat și ce credem că e bine să se facă. Acum și dumneavoastră, colegii care ați citit acest raport, puteți veni cu propuneri sau cu, ce știu, cu îmbunătățiri la acest proiect, astfel încât împreună să putem lua cele mai bune decizii pentru viitorul regiei de apă și canal din Pașcani. De regiile Pașcani. Domnul Boraș, vă rog. Da, eu o întrebare pentru domnul director. Domnul director. Mai ales am. Am văzut aici la dumneavoastră, la datorii la 3012, deja ați acumulat 1.300.000 la nou furnizor de gaz, la Gasul. Noi am mărit în această toamnă, da, am mărit subvenția acordată de către Consiliul Local în acest col de escrow, tocmai pentru a plăti gazul. În clipa care dumneavoastră a acumulat datorii și la nou furnizor de gaz și dumneavoastră, se va termina iarna, da? Va veni și va opri gazul. Credem că și mai mulți oameni din oraș vor renunța la serviciul de încălzire, da? Și la centralizat, deoarece nu avem apă caldă. Atunci, sub 3.000 de... Cam cât credeți dumneavoastră că e cifra la care mai puteți rezista? Că sub 2.500, zic eu, 2.000 de abonați, nu mai puteți rezista. Și dacă nu mai puteți... Ăsta e mersul, da? Societatea se va închide. Haideți de pe acum să luăm o măsură să se închidă controlat. Pentru că nu puteți să ne trezim într-o iarnă că închide. Și ce facem cu cei 2.000 de oameni care erau, se bazau pe căldură de la reagere și se vor trezi deodată că nu au căldură. Deci ar trebui să vedem din timp, anunțăm, domnule, închidem controlat. Nu mai rezistă decât un an, 2-3. Făceți-vă alternative. Mulțumesc.
Vă rog, doamnă Greca. Nu știu de ce zic, într-adevăr, la 31 am explicat datoria către furnizorul de gaz, iar cea pe care ați spus. În momentul actual, datoria este sub mai în termen de 45 zile. Iar faptul că s-a oprit gazul e motivul pentru care clienții noștri au renunțat la serviciile ABCLeș. Clienții noștri au renunțat la serviciile ABCLeș din mai multe motive. 1. Alternativă în servicii atraile de apartament. 2. Politic la nivel național. 3. Nu în ultimul rând și poate cel mai important, politic la nivel local. Și în momentul în care se face o investiție și beneficiarii sunt încurajați să se debranșeze, aș putea spune că a fost cel puțin o politică sinucigașă. Acum, revenind la ceea ce a spus dumneavoastră, într-adevăr, grija și preocuparea noastră cea mai mare, poate mai este, să spunem, principală, este plata furnizorului de gaz. Pentru că, așa cum știți, am avut o sincopă în furnizarea gazului și avem, domnul consilier Răznic a menționat datorii de aproape 1 milion de lei, este sub 1 milion de lei. Noi am vrut să facem o înțelegere cu E.ON Gaz să plătim eșalonat, nu au fost de acord. După un an de zile ne-au blocat conturile, ne-au executat conturile și avem un cont la BRD prin care numai luna trecută am plătit pe 30.000 de lei. Deci dacă ar fi fost să fi avut o înțelegere așa cum avem cu Reservama, le-am fi plătit tot în ritmul nostru, pentru că nu avem bani și nu vrem să plătim, ci chiar nu avem bani. Repet, furnizorul actual de gaz e un furnizor cu care avem o relație foarte, foarte bună și relația foarte bună este atâta timp cât ne ținem de plată. În momentul ăsta nu avem sume care să fie trecute ca și scadențe. Acum, dacă mai aveți dumneavoastră întrebări, eu aș vrea să fac câteva precizări referitoare la raport. Sunt convins că l-ați citit cu atenție, mai ales pagina 5. Face referire la documentele pe care le-am pus la dispoziție domnilor consilieri. Din punctul nostru de vedere, inițiativa și din punctul meu personal, e o inițiativă bună, pentru că noi, ca și manager, avem nevoie de un feedback din partea dumneavoastră, sunteți șefii noștri, sunteți responsabili noștri, și avem nevoie de un feedback din partea dumneavoastră. V-am pus la dispoziție absolut toate documentele pe care le-ați solicitat și sunt documente pe care, de-a lungul anilor, atât Consiliul de Administrație, cât și Comitetul Executiv, documente au fost prezentate în consiliile locale. Vorba de plan de administrare, plan de management, rapoarte de activitate, toate sunt vizate de expert contabil la un auditor extern, rapoarte ale curții de conturi, rapoarte ale inspecției de control fiscal. Așa cum spunea și domnul de la Preservapa, și noi am preluat o companie cu, să spunem, probleme, am încercat să săpăm cât mai mult în documente. Vă pot spune că lucrăm cu niște softuri improvizate, vă pot spune că în contabilitate avem doar două persoane și un singur jurist, pe deosebire de alte companii, deci cu personalul pe care l-avem optimizat, încercăm să facem față situației pe care avem. Domnul Bodașcă spunea și cred că ăsta trebuie să fie trendul, trebuie să găsim o modalitate de a face controlat ca parte de verificare acea parte care de fapt ține activitatea companiei care este în contract ție să nu provoace, să spunem, probleme mari. Dumneavoastră spuneați de 2000 de persoane, nu, e vorba de 3000 de apartamente, 3000 de apartamente, ori 2,5 media, care înseamnă 7500 de oameni. Deci probabil sunt undeva la 9000 de persoane care încă în momentul ăsta beneficiază de serviciile noastre, e vorba de populație. Nu vreau să uitați că în afară de școala 3, cred că scamul s-a dat un inovat, da? Toate instituțiile de învățământ sunt la loc. Gândiți-vă dacă, de exemplu, vine iarnă, toate școlile nu vor mai avea agentul furnizat de noi și spitalul, da? Da? Deci trebuie să vă gândiți că spui, ok, eu am central, nu mă interesează. Ba da, poate am copil la școală sau la grădiniță și ar trebui să mă interesez. Așadar, cel puțin din punctul nostru de vedere încercăm să ne facem treaba. După cum știți, problemele, și așa cum au explicat și domnul consilier, problemele noastre sunt multe. Începând de la, să spunem, investiții, trebuie să facem, de
trebuie să facem investiții, trebuie să facem, trebuie să facem rentabilizarea sistemului. Nu în ultimul rând, partea de transport, care, cum spuneam și domnul consilier Râsnic, e o parte care, în momentul ăsta, cu niște autobuze non-euro, cu niște autobuze care au consumuri de motorină undeva la 35-40 de litri pe 100 de kilometri, autobuze care sunt construite în 1992, reușim să ținem linia de putire, serviciul de transport. Nu am, n-am investit și aici poate ar fi, cum spunea și domnul consilier, un ajutor din partea dumneavoastră să ne ajutați în, să spunem, găsirea unor fonduri pentru achiziționarea unor autobuze, nu noi, trebuie. Sau, cel puțin, să vă faceți, sau consiliul local să facă partea pe care ar trebui să o facă, însemnând o autogară sau un loc, da? O să spunem, construirea stațiilor care nu mai există. Și nici măcar unele stații, nici măcar să ne circulați nouă. Deci dacă noi ne facem, să spunem, treaba, stăm în serviciu către populație și din punctul acesta de vedere, dumneavoastră, nu aveți o, spunem, o problemă majoră cu locuitorii municipiului care vin să se plângă de faptul că nu există mijloace de transport. Credeți-ne că orice defect, orice sincop în activitatea de transport poate crea și aici o problemă. Așa cum spuneam, colegii dumneavoastră care au fost la noi au văzut care sunt problemele. Ba mai mult, ei au și mers cu autobuzul pentru că, normal, trebuie să știi ce se întâmplă. Și... Și pas la bilet? Da. Și... da. Voiam să subliniez că ar fi un ajutor din partea mea, dar sunt bine binevenit. Mulțumim, domnul. Deci se închide. După ritmul actual de branșări, cât timp se închide secretarea? Bun, din punct de vedere tehnic există niște dezechilibre foarte mari termodinamice, pentru că distanțele între centrale și apartamentele pe care le avem branșate sunt destul de mari. Asta înseamnă consumul de energie electrică pentru pompe. Dacă ar fi să păstrăm ritmul de debranșare pe care am încercat să-l păstrăm cât mai redus, respectiv 250-300 de debranșări pe an, probabil că încă vreo 3-4 ani de zile vom reuși să fim acolo. După ce vom scădea sub 2000, cu siguranță va trebui găsită o soluție. În schimb, vreau să vă precizez că e vorba de populație, locuințe, persoane care Consiliul Local nu are voie să investească. Da? Da? Din asta ar trebui să vă gândiți și la acest aspect. De altfel, noi și nouă ne vine foarte, foarte greu să facem investiții. Am avut un raport al Curții de Conturi în care trebuie să punem sistemul, trebuie să funcționeze și trebuie să păstrăm în viață. Am cumpărat niște cumpărări de căldură, le-am montat și Curtea de Conturi a spus nu, că faceți investiții pe domeniul OATE-ului, trebuie să le trimiteți la OATE și să le plătească OATE-ul. Dacă vrem să facem ceva, nu putem face pentru că ni se impune de către Curtea de Conturi. Da? Deci nu sunt proprietatea noastră. De altă parte, sistemul știți foarte bine că a fost preluat în domeniul OATE-ului. Nu s-a mai putut face amortizare, iar din cauza asta nu s-a mai putut găsi surse de finanțare sau surse pentru rambursarea acelui împrumut BER. Deci dacă vom scădea sub 2000 de clienți, atunci clar va trebui să ne gândim cu acest lucru. Asta înseamnă 4-5 ani. Mulțumim. Domnul Mariu, vă rog. Vă rog să ascultăm un pic și domnul Olariu. În mod că societatea registrează anual peste 1 milion de vehicule de noutăți. Credeți că, în această perspectivă, credeți că ar fi oportun ca societatea să intre în insolvență? Pentru că, din punctul meu de vedere, din chestia asta, ați putea lucruri și la acel deziderat, încă să mai învingem 3-4 ani această societate. Ar fi rău pentru. Pentru că, vă dați seama, societatea intrată în insolvență, se vor opri toate penalizările, da? Deci, punem la 3 ani, avem aproape 4 milioane de lei, sau o societate care nu intră în insolvență, care peste 4-3 ani va fi cu 4 milioane de lei datorie pe care va plăti local, într-un final.
subvenții e o problemă pe care a ridicat-o dumneavoastră și pentru presă VAPA. Mulți dintre dumneavoastră au ridicat și pentru noi. Noi considerăm că reușim să ținem aceste cheltuieli financiare și avem două procese care cu ANAF, în care șansele de câștig cel puțin din punctul de vedere sunt destul de mari. În momentul în care vom cere sau cineva va cere o insolvență, atunci clar aceste două procese nu își vor mai avea rostul și considerăm sumele ca, și, ca fiind pe bun. Din punctul de vedere, aceste penalități sunt calculate greșit, de aceea noi ne judecăm cu ANAF-ul, iar în cazul în care vom avea un câștig de cauză, cu siguranță toate sumele astea se vor recalcula. Nu se așteaptă nimeni și nu ne așteptăm ca ANAF-ul în condițiile în care vom câștiga aceste proiecte de valoare, ci cu siguranță vor stinge din datorii sau eventual bunuri de cont de eventuale datorii ulterioare. Acum, ce vă spun, aceste datorii sunt de ani buni, istorice. Cum ne cum, cu toate conturile blocate am reușit și ne-am ajutat de datorii pe care le avem datorii comerciale. Ba mai mult, de când am venit, am reușit și am ajutat și niște datorii către bugetele de asigurări și către Avas, dacă vă aduceți aminte, cei care sunteți mai consilieri mai al doilea sau al treilea mandat, știți că la un moment dat am avut conturile blocate și de către Agenția de Valoare și care a privit de la treia. Am reușit și am venit și acolo și am reușit am ieșit de sub un sechestru. Da? Din nefericire, așa cum spuneți, într-adevăr, penalitățile pe care le avem la ANAF sunt cele care ne îngerdințează. Speranța noastră e, sau este reprezentată de cele două procese. Dacă mai zic, domnul Valdar, dumneavoastră reacție. Da. Eu o să apreciez acest raport pentru faptul că este un raport atât de dulce încât mă face pe mine să cred că ar trebui să punem la fiecare societate un director de la PSD și unul de la PNL. Și atunci, indiferent ce comisie este, va prezenta situația mult mai finuță, așa. Îmi place și ce frumos vine cu măsură, că mai spun un lucru. Citind raportul ăsta, am crezut că l-ați făcut dumneavoastră. Pe cuvântul meu, așa am crezut. Ca la urmă, citind ultima pagină, scrie așa, observațiile administratorilor. Noi, administratorii executivi, am citit acest raport, considerând că reflectă corect activitatea regiei, măsurile propuse au fost convenite în comun acord. Deci se recunoaște până la toată că este o conlucrare și raportul este comun. Însă și sunt măsuri pe care eu le-am mai citit și altă dată. Eu am zis, vocabular nu va aparține. E un vocabular care măsurile astea le-am mai întâlnit la dumneavoastră în rapoartele administratorilor prezentate anual la noi și nu numai. Așa. Nu critic asta. Mi se pare normal să țină legătura. Dar, până la urmă, toată trebuie prezentată și situația corect. Am spus că dumneavoastră aveți un stil foarte fain de prezentare, de a nu cere scumpirea energiei electrice. Spun dumneavoastră pentru că ați participat direct, se recunoaște în final. Întreprinderea măsurilor pentru avizarea de către ANRE și aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Pașcani a pierderilor tehnologice conform bilanțului complex întocmit în anul 2016. Asta ce înseamnă? Asumarea înseamnă creșterea costului, nu? Da. Deci, dar nu s-a spus așa din cauza asta. Mi s-a spus foarte minuț. Și atunci și nu este un făcut de profesioniști. Ba da, este făcut de profesioniști. Așa este, pe tocmai, da. După aceea, veniți, spuneți că o mai putem duce 3-4 ani. Bine, dar atunci sunt unele măsuri care mă întreb de ce mai cheltui banii. Spune, realizarea inelilor de circulare pentru apă caldă cu mijloace de eficientizare pentru a crește calitatea acestui serviciu, având în vedere și reclamațiile cetățenilor. Asta e o problemă foarte veche și nu s-o reușit să până la punct până acum. Eu până situația asta, de-aia vă zic.
N-ar fi rău să se facă, dar măsurile impuse aici ar însemna redresarea totală a societății și nu renunțarea la serviciu în 3-4 ani. În mod treptat, cum este și aici, pe văzut. Așa. Deci, e punctul meu de vedere. Mi se par măsurile pe fiecare domeniu de activitate, mi se pare corecte. Dacă se reușește să se facă toate, păi nu mai discutăm despre închiderea regiei nici peste 4 ani. Închiderea regiei nu este 100% din cauza noastră, da? Cum spuneam, există variante, însemnând centralele de apartament și atunci existând concurență, clar, spunem, există și o altă opțiune. În ceea ce privește pierderile tehnologice pe care le-ați citit, pe care le-ați citit de acolo, într-adevăr, în momentul acesta, și cei care sunt ingineri își dau seama, noi avem o centrală, spunem, situată într-un cartier și un client la etajul 4 în capătul rețelei. Pentru acel abonat trebuie să folosim o bombă de, nu știu, 11 kW, care vă dați seama consumă energie electrică. Asta înseamnă o pierdere tehnologică, da? Pentru că noi pierdem, sau mă rog, costul de producție e mai mare decât tariful. În 2015, când am modificat tariful, când am făcut în baza procedurii și reglementărilor de AMRSC, acolo aveam prinse și niște pierderi tehnologice pe care cei de la AMRSC nu le-au aprobat. Tariful ar trebui să fie în jur de 415 lei, mi s-a aprobat 390. Deci noi ținem cont de astfel de pierderi tehnologice și pe lângă pierderile sau, mă rog, penalitățile pe care ne le impută și ne le pune ANAF-ul, și acest lucru grevează activitatea noastră, da? Deci în momentul ăsta, din punct de vedere, să spun și operațional, suntem la limită, da? Justificarea e corectă, domnul director. Eu m-am referit doar la modul de prezentare, că nu s-a spus creșterea tarifului. Deci asumarea pierderilor. În reglementările pe care le avea AMRSC-ul, pentru că acum există oarecare impuls legislativ, din noiembrie noi am fost pasați sau trecut la ANRE, ANRE-ul sunt Agenția Națională de Reglementare în Energie și cumva pe bună dreptate pe metru de energie. Am avut discuții cu cei de acolo, ei se ocupă foarte mult de gaz și energie electrică și cele 35-40 de municipalități care mai au sistem centralizat sunt cumva în aer. Noi, spunea domnul consilier Vâsnic, că nu avem licențe, că nu avem... funcționăm fără licență pe partea de ANRSC, dar asta nu înseamnă că funcționăm ilegal. Da? Este un serviciu public, da? Și trebuie să-l prestăm, legea spune așa, iar dacă cineva vrea să le facă reclamații, trebuie să facă reclamații la ANRSC și să-i pune ei amendă prin la licență. Deci cumva e un fel de cerc vicios. Da. Pe de altă parte, așa cum spuneam, este un serviciu public pe care nu îl putem sista pentru că nu avem o astfel de licență. În momentul acesta noi avem toate demersurile, sau am avut toate demersurile către AMRSC pentru relicențiere. Din nefericire s-a modificat legea, sau din privința asta e, să spunem, avem o oarecare întârziere. Dar pentru că tot am adus vorba de modificarea legii 51, un lucru foarte bun care ar trebui să se întâmple, poate cu mulți ani în urmă, e că factura a devenit executivă. Așa cum spuneam și la Preservapa, și la noi, poate că au fost asociații de binefacere sau fundații de binefacere, aceste două societăți care ar trebui să fie și să funcționeze pe bază de principii economice sănătoase, nu au avut nici instrumentele, da? Nici legislația nu a fost cea care a permis și poate uneori nici voința. Da, mulțumesc, domnul Danu, vă rog. Părerea mea, acest serviciu poate să funcționeze și de azi înainte mult și bine. Eu vreau să fiu optimist, nu pesimist. Și părerea mea, cum s-ar putea face acest lucru? Da. De să râd. Nu-i de râs. Da. Păi, vreau să... Deci o soluție, da, care o văd eu. Vă rog să-l ascultăm.
Păi domnul consilier. Domnul profesor, mă scuzați. Da, domnul elev, la temă. Părerea mea, deci dumneavoastră ați spus, astăzi sunteți în concurență directă cu cei cu centrale de apartament. Deci, dacă nu scădeți prețul, într-adevăr, va trebui să închideți. Eu nu susțin creșterea în prețul. Deci, cum puteți scădea prețul? Prețul se poate, dumneavoastră, cât reprezintă gazul din prețul de producție? 70%. Așa. Dacă ați înlocui sursa de energie cu altă sursă de energie, și vă dau exemplu, biomasă. Gunoi ai din belșug în Pașcă. Da? Și nu te costă nimic. Și nu vrei să mai iași. Gunoi se găsește în Bistul, da? Deci să faceți o modernizare a cazanilor, să treceți de pe gaz și de pe masă. Este așa complicat? Da. Bine, investiția, da, este, sunt de acord și poate fi să o facă. Dar vreau să-l ascultăm un pic, pe domnul Șcaia. E consar obligatea. Deci, investiția trebuie făcută tot de Consiliul Local. Da? Dacă aveți idee, cred că v-ați gândit și la o alternativă de genul ăsta, sunt sigur. Și ce impact financiar ar avea? Așa cum am prezentat la pagina 5 momentele pe care dar nu le-am prezentat noi, există ultimul sau penultimul document care se cheamă Pământ Energetic. Noi am contactat serviciile unei companii care ne-a făcut un audit energetic, tocmai pentru a ne spune unde ne aflăm și cam care sunt soluțiile pe care le văd ei. Știm cam despre ce e vorba, în schimb am vrut să avem o părere a cuiva din exterior, o părere a cuiva agreat și audit și agreat de către toate organismele, astfel încât cu acest bilanț energetic să putem audit energetic, să putem merge la ANRSG. Acolo sunt într-adevăr și niște măsuri imediate, însemnând modificarea pompelor convertizoare de frecvență și măsuri pentru un număr de centrale pe care să punem panouri solare. Da? Cazanele pot funcționa foarte ușor pe biomasă pentru că e tot gaz, cred că se schimbă doar niște utilizări. Da? Numai că investițiile sunt foarte mari. Și cu siguranță de un gândit punctual, deci nu neapărat la nivelul municipiului, ci punctual pe centrale. Trebuie de văzut dacă merită pe un anumit cartier. Vă dau un exemplu, în momentul ăsta noi avem centrala de la aerodrom, de la cimitir CT10, care deservește un grup de garsonere care este în fața integrată, deci foarte departe. Deci, acea centrală, sau pentru acea centrală, cu siguranță nu merită să investim în ea, ci merită ca acele grupuri de blocuri să fie trecute pe altă centrală. Avem un astfel de proiect. Avem toate avizele, avem aprobarea de Consiliul Local. Noi avem banii necesari, iar chiar dacă ar fi să-i aștept... Poftim? Vă rog, domnul, am lăsat atât domnul director pe mine. Chiar dacă ar fi... Aveați fost în sală, domnul Danu. Domnul, așteptam un răspuns la ceva și îmi spune altceva. Deci eu am întrebat despre centrale cu biomasă. Aveți ceva concret? Da, sau nu? Da, am spus, cazanele pe care le avem acum, nu poți să crezi, mai există un spiritul care s-a spus. Nu poți să crezi, mai există un spiritul care s-a spus. Biomasă nu contează, da? Ca să producem pe biomasă, să spuneți, trebuie să avem o stație de așa ceva, care de obicei în afara orașului. Eventual pe niște, nu știu, cisterne, niște butei. Da, sunt sistemul ăsta, pentru că noi am văzut și ceva, de exemplu. Vă spun simplu. Ce funcționează la Suceava? Un cartier, orașul întreg sau ce? Deci ei au renunțat la regie ca la dumneavoastră. Așa. Au privatizat-o. Da. Au rezolvat-o mai simplu. Am înțeles. Da? De la Iustacul, bă, și orice cel care a venit privat a făcut-o rentabil. Da, nu se poate. Da, aș vrea să gândiți dumneavoastră ca și Consiliul Local că lucrurile se îndreaptă către, sau sunt îndreptate de mult, către parteneriate public-private. Deci să nu vă imaginați că investește doar Consiliul Local sau că investește un privat fără să aibă un beneficiu. Nimeni nu va investi fără a avea un beneficiu. Da?
Îmi spuneți dumneavoastră la Suceava, știu situația de la Suceava, știu că au fost lucrări în sapă sau au lucrat, e vorba de un, cred că a fost un combinat de prelucrare a lemnului și folosesc de o masă din lemn ceva. Dar, dar sunt lucruri punctuale, deci nu vă puteți imagina tot municipiul Pașcani alimentat de la o astfel de centrale. Deci trebuie tot centrale, cel puțin de 2-3 ori, dacă nu chiar de mult. Ori, se rezumă la bani. Da, să mă leagă și pe de altă parte. Nu poate, nu-i că suntem mai mulți. Da, noi mai citim și eu și colegul de la PSD, de la PNL, sau nu știu care, care se dă la PSD, dar nu contează, așa, mai citim și mai suntem, să spunem, la curent cu ce se întâmplă. Vorbeați la un moment dat de cogenerare, nu, există tehnologii moderne calizate trigenerare, trebuie să introducem și aer condiționat, aer cu pleci. Gândiți-vă, Berlin în România sunt din ce în ce mai călduroase. Uitați-vă pe blocul să vedeți câte aparate de aer condiționat au apărut pe aceleași instalații electrice. Gândiți-vă că sunt transformatoare care sau aer, sunt rețele care crapă, pentru că n-au fost gândite la așa ceva. Dar nu se face nimic fără investiție și, repet, partenerea cu public-privat, din punctul meu de vedere, este cel care poate duce lucrurile să meargă mai departe. Nimeni nu investește nici consiliul local, și nici un SRL sau un ESA nu investește fără să aibă. Dacă dumneavoastră vă puteți, sunteți în domeniu, noi suntem consilieri. De conjunctură, ca să zic așa, orice meserie putem aveți. Prezentați-ne niște variante de genul ăsta, să le analizăm, cifre concrete. La pagina 5 aveți acolo documentele care fac referire, respectiv planul de administrare, de care dumneavoastră l-ați aprobat. În baza unor criterii de performanță pe care dumneavoastră le-ați impus, noi n-am avut nimic de comentat, sau mă rog, nu le-am negociat, de comentat am avut de comentat, dar am comentat doar pentru noi. Ne le-am asumat. Anul 2015 a arătat că ne-am atins acele criterii de performanță. 2016 e aproape închis și din nefericire.